Succes cu Elita Toma și... Iar tu trebuie super. Să-mi spui să spun. Ce-ți veni? No, cred că ce ne-a venit tuturor în pandemie, când ai prea mult timp liber și încerci să te diversifici și încerci să te adaptezi timpurilor. Pe vremea aceea, în 2020-2021, toți stăteam în casă și purtam pijamale și atunci nu puteam să purtăm ei în casă și am zis, hai să facem o colecție nouă de tricotaje, având la bază simbolurile românești și pentru că Ialala a fost cea mai cerută de când există brandul acesta pe care eu îl păstorez, hai să gândim o variantă de rochii tricotate care să poată să fie purtate oricând. Și avem aici o primă variantă. La ce spunem Ialala? Ajută-mă puțin. Ialala e o ie cu simbolul tradițional, cu un simbol floral. Desenul ăla super cunoscut. Da. Deci la simbolul ăla, avem trei categorii de simboluri. Simbolurile astrale, soare, lună, stele, care sunt cele mai puternice, cu semnificații deosebite. Avem simboluri geometrice, cum este și acesta pe care l-am eu. Și simbolurile florale sau simbolurile zooforme, frunze și așa mai departe. Noi uite, acum se vede și mai bine dacă te uiți pe jachetă și... Uite la leaua, o vezi? Gata, perfect, eu am văzut-o, trebuie să fac, Cristina, eu trebuie să fac pe prostul, nu înseamnă că sunt și prost. Mulțumesc că mă ajuți. Omului, de unde la leaua, bineînțeles că mulți ne-am întâlnit cu simbolul ăsta vizual, spun. Da. Dar totuși sunt niște piese de purtat chiar la un eveniment. Da. Adică nu sunt atât de... Da. Nu sunt piese de muzeu. E pretențioasă. Nu poți să o îmbraci oricând sau dacă poți să o îmbraci trebuie să o speli cu grijă. Adică e un obiect vestimentar ca o bijuterie. Da. Mai ales că e cu sută manual integral și atunci automat costurile ei de producție sunt mult mai ridicate și ne-am dorit o gamă mult mai accesibilă pe care să o poți purta în fiecare zi. De aceea colecția aceasta noi am intitulat-o Pret-a-porter, adică hai, ai luat rochia, ai trântit-o pe tine, ți-ai pus o pereche de sandale sau niște bocanci cum am eu astăzi în picioare și ai plecat. Oriunde, în București, în străinătate, pe avion sau poate fi chiar la o seară de gală dacă o accesorizezi cum trebuie. Cred că România are nevoie să pună în prim plan artizanii și mai cred că avem nevoie de identitate. Și în momentul în care spui România, este asociat cu cultura și tradiția românească. Și avem un portofoliu incredibil. Marii creatori ai lumii se inspiră din... Mai și fură, nu numai se inspiră. Bine. Și ar fi păcat, asta vrei să spui, traducând? Ca noi să ne batem joc când alții chiar scot valorifică. Inclusiv bani. Da. Elida, unde ai vedea costumașul ăsta care îți sare în ochi? Sincer. Mie, dacă îmi vii așa la mine la restaurant, ai 10% din start de când intri. Dani, foarte potrivit ar fi la evenimente private, dar și evenimente corporate, pentru că poți să mergi așa la o petrecere de final de an, de exemplu. Foarte indicat ar fi să porți chiar și în perioada sărbătorilor acum de Crăciun un astfel de costum. Sau să porți piesele separat, de exemplu, jacheta, să o asociezi unei rochii simple. La fel topul, poți să mergi și pe chestii mult mai, pe piese mult mai casual, nu? Cu jeans și cu diverse alte modele de pantaloni, nu? Pentru a le transforma într-o zonă mult mai casual sau a le duce într-o zonă elegantă dacă le accesorizăm corespunzător. Am folosit niște materiale, firele din care sunt făcute rochiile acestea. Este un fir de o calitate superioară, pentru că se spune despre tricotaje că se lebărțează, că devin lălui și așa mai departe. Ei, colecția asta, deși a fost gândită în 2021, abia acum iese la apă.
în premieră aici la voi, pentru că ne-am dorit foarte mult să fie un produs de calitate. În consecință am așteptat și am făcut teste nu doar pe material, dar și pe grafică. Ceea ce vezi tu și ceea ce văd și telespectatorii, toate acele detalii sunt lucrate digital, adică fiecare punct cu punct a fost preluat. Pixel cu pixel, cum se zice. Așa. A fost preluat din modelul pe care o să-l vedeți Ne scuzați, noi ne antrenăm acasă pentru ceva mai... și de-aia o să mai vedeți pe fiul meu, care practic el era repetiție aici, se crede model prin casă și atunci mai apar. Dar e foarte tare. El vrea el să prezinte, nu maică-sa. Da. Eu tot îi zic că prezentator ar trebui să, dar nu vrea să... Bun, revenim la partea... Stai acolo, tata, că e mai răcoare, da. Zici că e șarpei și ți s-a făcut cald. Stai liniștit, relaxat, nu-ți bate cap. Bun, deci s-a digitalizat situația, dar vreau să punctez un alt lucru. Tricotul e foarte plăcut la atingere și îți dă un confort față de o ie care poate e și apretată, fâșnește, astea, ia de horă. Da. Și asta este versiunea mai 2023-2024. Da, așa este. Îmi place acest azuriu. Cum îi spuneți voi, femeile, acestei culori? Cum îi zice? Un bleu ciel. Nu îi spuneți doar bleu. Eli, dar tu ai și multă școală. Nu îi spuneți bleu. E bleu ciel, culoarea cerului înainte de soarele de august. Nu știu, îi spuneți cumva. Foarte interesant și asta purtabilă. Purtabilă. Da, toate sunt purtabile. Cineva mi-a zis că colecția aceasta a fost gândită special pentru femeia care este extrem de ocupată, pentru că ți-o pui într-o pungă în mașină în spate și ai ajuns la un alt eveniment, ți-a două minute să o pui pe tine, să o accesorizezi și gata, ai schimbat ținuta. Și nu se șifonează, ăsta este un alt lucru pe care l-am avut în vedere în momentul în care am creat colecția. Mai mult decât atât, ne-am dorit să fie aparte, adică să nu fii tras la indigo, aceeași rochie să o vezi peste tot la un eveniment sau la birou. În consecință, produsele acestea sunt unicat. Gata, Cristina, că ai vorbit. Am tăcut. Ai vorbit așa frumos că parcă eu vreau să mă îmbrac în rochie. Te îmbrăcăși pe tine. Aici avem o piesă un pic mai sofisticată decât ce am văzut până acum. Uite, acesta e modelul de ie de la care am pornit. Aha. De aceea am lăsat Regina la final. Ah, bun. Deci în partea de sus e autentică cum ar veni. Da, cu sută manual, 100%, pe care am accesorizat-o cu o fustă astfel încât să fie, poate să fie o ținută de Crăciun, pentru că n-am ales, nu întâmplător am ales ca ea să fie cusută cu roșu, da? Și cred că e o ținută care te scoate din anonimat. Și de mai mult decât atât te identifici cu tradiția și cultura românească. Și cred că din punctul meu de vedere trebuie să ne aducem aminte că suntem români nu doar de Paște și de Crăciun, ci în fiecare zi în care trăim și simțim românește. Mulțumim tare mult! Va trebui să mergem mai departe cu emisiunea. A durat ceva. O să vedem manechinele mai mult online și în poze, pentru că eu mă grăbesc să-i dau legătura colegului meu. Să aveți sărbători frumoase!